Traseul Transfăgărășan, care se întinde pe o lungime de aproape 90 de kilometri, pe două benzi de circulație, intră în top 10 al celor mai periculoase și spectaculoase drumuri din lume. Drumul printre nori, așa cum mai este denumit traseul, se află pe drumul național 7C și leagă Transilvania de Muntenia prin cel mai înalt lanț muntos din România, Munții Făgărași. Șoseaua ajunge la o altitudine maximă de 2042 de metri la Bâlea Lac. Aceasta trece peste 830 de podețe și 27 de viaducte, iar de-a lungul ei se pot vizita un număr impresionant de obiective turistice, naturale sau istorice. Parajul Vidraru, cetatea Poenari, lacul și cascada Bâlea și tunelul Capra Bâlea, cel mai lung tunel rutier din România, având o lungime de 887 de metri, o înălțime de 4,4 metri, o lățime de 6 metri și un trotuar cu o lățime de 1 metru. Lacul glaciar Bâlea s-a format într-un circ glaciar și se întinde între defileul Oltului și munții Piatra Craiului. Situat la peste 2000 de metri altitudine, lacul are o suprafață de peste 46.000 de metri pătrați, iar cel mai adânc loc depășește 11 metri. În anul 2006 a fost construit în apropierea lacului Bâlea primul hotel de gheață din Europa de Est, în forma unui iglu de 16 locuri. Acesta se construiește în fiecare an, în timpul iernii, în perioada ianuarie-martie, din blocurile de gheață luate din lacul Bâlea. Cascada Bâlea, situată la peste 1200 de metri altitudine, este una dintre cele mai cunoscute din România. Apa se revarsă peste pietre de la o înălțime de 68 de metri. Zona montană înaltă a drumului național 7C este deschisă circulației rutiere în fiecare an, de la 30 iunie până la 1 noiembrie, întrucât drumul este înzăpezit pe timp de iarnă, iar dezăpezirea lui este imposibilă. La aceasta se adaugă și riscul căderilor de pietre și al avalanșelor. În timpul iernii, când Transfăgărășanul este închis circulației rutiere, la lacul Bâlea se poate ajunge cu telecabina de la cabana Bâlea Cascadă. Vara, restricțiile cuprind perioada de întuneric, între orele 22 și 6, deoarece traseul este unul periculos, cu deosebit de multe viraje și curbe în ac de păr, fără să fie prevăzut cu elemente reflectorizante, iar riscul căderii în gol este deosebit de mare. Limita de viteză recomandată este de 40 de km pe oră. Transfăgărășanul a fost construit între anii 1970 și 1974 la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu, însă planuri pentru această lucrare existau încă din anii 60. La realizarea drumului au contribuit tineri înrolați obligatoriu în armată la 18 ani, constructori civili și militari, țărani și intelectuali. Mulți dintre cei din urmă proveneau din închisorile comuniste. Nicolae Ceaușescu a venit cu ideea construirii unui drum strategic peste munți care să lege garnizoanele din Sibiu și Curtea de Argeș, imediat după invadarea Cehoslovaciei de către trupele sovietice în 1968. În proiectul inițial a fost inclus și un tunel de aproape 7 km, care ar fi evitat zona de gol alpin, pornind din zona cabanei Bâlea Cascadă, trecând pe subcăldarea glaciară Bâlea și creasta Făgărașului și ieșind în zona Piscul Negru. Astfel, drumul ar fi fost deschis pe tot parcursul anului. Propunerea a fost însă abandonată din cauza costurilor mari și a dificultăților de realizare. Până în acel moment, munții Făgărași nu puteau fi traversați nici măcar călare, astfel că proiectul se anunța unul ambițios. Lucrările au demarat în martie 1970, când peste 50.000 de civili și militari au luat cu asalt muntele. Lucrările au început de pe ambele laturi ale masivului și au continuat până la întâlnirea de pe înălțimi.
Astfel, pe 10 martie 1970, regimentul 52 Alba Iulia începe să lucreze dinspre nord, iar regimentul 1 Alexandru Ioan Cuza din Râmnicu Vâlcea dinspre sud, în zonele montane înalte. Problemele au apărut încă din primele ore de muncă. Cele mai dificile momente au fost cele în care masivul muntos era dinamitat. Pentru dislocarea milioanelor de tone de rocă, s-au folosit 6.520 de tone de dinamită, din care 20 de tone numai la tunelul Capra-Bâlea, pentru care au fost escavați peste 41.000 de metri cub de rocă. De asemenea, s-au făcut 830 de lucrări transversale și 290.000 de metri cubi de zidărie. S-au folosit 3.573 de tone de ciment, 89 de tone de oțel beton, 24.000 de ancore, 129 de tone de plase sudate, 14.200 de metri pătrați de cofraje, 1.750 de metri liniari de tuburi de beton, 4.100 de metri liniari de țeavă, 50 de tone de confecții metalice, 6.900 de metri cubi de nisip, 6.000 de metri cubi de pietriș, 3.000 de tone de cribluri și 740 de lămpi de iluminat. Șoseaua peste munții Făgărași s-a realizat cu eforturi materiale considerabile, dar și cu prețul multor vieți de soldați și muncitori care au contribuit la construcția ei. În cei 4 ani cât a durat realizarea drumului, mulți civili și militari au murit sub bolovani, sub maluri de pământ surpate, în prăpăstii sau sub poduri prăbușite. Se spune că înainte de fiecare explozie, oamenii care se ocupau cu montarea explozibilului se țineau unii de alții ca să nu fie luați de vijelie și aruncați în prăpastie, iar stânca era luată la târnăcop și se planta explozibilul. Accidentele de muncă nu au oprit niciodată lucrările, nici măcar în cele mai aprige luni din an. S-a lucrat inclusiv iarna pe zăpadă, ceea ce a făcut ca mulți dintre cei care au lucrat pe Transfăgărășan să sufere degerături sau să fie prinși de avalanșe. Bilanțul oficial al celor care și-au pierdut viața pentru a construi cel mai frumos drum din lume este de 40 de persoane. Martorii acelor vremuri susțin însă că se vorbește despre sute de oameni care au pierit în avalanșe sau peste care s-au prăvălit stânci și au fost aruncați în prăpăstii. De fapt, costurile oficiale ale construcției și numărul exact al vieților sacrificate a rămas până astăzi un mister. Inaugurarea oficială a Transfăgărășanului a avut loc în prezența lui Nicolae Ceaușescu pe 20 septembrie 1974. Însă lucrările au mai continuat câțiva ani pentru asfaltare și alte activități conexe, drumul fiind finalizat în forma actuală abia în anul 1980. La inaugurarea oficială a drumului s-au construit și 2 monumente închinate militarilor care au contribuit inclusiv cu viața lor la construirea Transfăgărășanului. La cota 1200 este poarta geniștilor, pe a cărei placă stă scris: înfruntând greutăți deosebite, trupele de geniu ale armatei române au deschis drumul Transfăgărășan, străpungând această zonă în martie 1971. În amintirea evenimentului, bravii geniști, care s-au dovedit mai tard decât stânca, au denumit acest loc Poarta Geniștilor. Mai sus, la cota 1600, este Poarta Întâlnirii. În această zonă s-au întâlnit în ziua de 16 august 1971 2 subunități de geniu care lucrau la deschiderea drumului Transfăgărășan din sensuri opuse. În amintirea evenimentului, bravii geniști au denumit acest loc Poarta Întâlnirii. Transfăgărășanul este un drum spectaculos, cu suișuri și coborâșuri, cu peisaje unice, în care natura poate fi surprinsă în cele mai spectaculoase ipostaze. Un drum despre care multe publicații internaționale spun că este cel mai frumos din lume. Să ne amintim totuși și de cei care au realizat o astfel de lucrare.
câte sacrificii s-au făcut pentru șoseaua care urcă la cer, șosea care în zilele noastre cu greu s-ar mai putea face. Acei oameni minunați au învins forța muntelui și au modelat natura. Orice călătorie pe Transfăgărășan este și o drumeție prin istorie, pentru că munții Carpați constituie coloana vertebrală a geografiei și istoriei românești.